Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu doamna Marcela Mrăgeru, directorul Colegiului Tehnic Henri Coandă, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră, bun venit pe anul acesta, practic, că e prima emisiune din acest an cu dumneavoastră. Bună seara, la mulți ani, pentru că ne vedem pe anul acesta prima dată, dumneavoastră și tuturor celor care se uită acum la noi, să le doresc un an bun, un an cu multă sănătate și vă mulțumesc pentru invitație. Avem foarte multe de discutat în această seară, pentru că, vrând nevrând, cadrele didactice sunt motiv, nu neapărat de scandal, dar motiv de dezbatere. Am văzut acum o serie de emisiuni care nu ne sunt foarte favorabile. E adevărat, poate uneori criticile sunt întemeiate, dar dacă este să vorbim de condiția dascălui, este o problemă. Noi am intitulat emisiunea de astăzi Dascălul, codașul sistemului bugetar. Și după noua lege de salarizare care spune că face schimbări majore și după mărirea destul de consistentă din ultimul an făcută de guvernul Ponta, 25% undeva la 25%, tot nu am ajuns acolo unde ar trebui. Discuția noastră cred că ar trebui să urmărească două paliere. Pe de o parte, condiția dascălui în trecut, vorbim cu profesorul de istorie Marcela Mrăgeru, și în prezent, dar în același timp să vorbim și de reformele care, iată, vin peste noi. Suntem în dezbaterea publică a trei variante de plan cadru pentru gimnaziu. O să le analizăm pe toate trei, pentru că Sunt probleme și acolo, mai ales că în următoarele zile trebuie să se ajungă la niște concluzii preliminare de către minister și să se reunească toate cele trei într-o singură variantă care la rândul ei va veni în dezbatere publică. Haideți să începem cu planurile cadru, totuși. Planurile cadru trebuiau schimbate pentru că, așa cum știm, la învățământul gimnazial și o să urmeze, desigur, și învățământul liceal, nu s-au mai făcut aceste lucruri de foarte multă vreme. Cam din 2001 sunt ele. Deci, practic, 15 ani în care nu s-a schimbat nimic. Iar dacă luăm manualele, ele sunt de prin 97-98. Da. Unele sunt pe 2003, vorbesc de unele manuale de istorie la clasă, la liceu. Dar da, la și gimnaziu, de cele de general. Cele de gimnaziu sunt mai dinainte, cu siguranță, da. Planurile cadru trebuiau într-adevăr schimbate și trebuia într-adevăr să existe această dezbatere privind numărul de ore pe arii curriculare. Există într-adevăr cele trei variante și există și varianta care este în vigoare în prezent. Dacă ne uităm puțin pe cele trei variante, eu am făcut o analiză din punct de vedere al profesorului de istorie de data aceasta. Nu ne avantajează deloc. Este profesorul de istorie, pierde foarte mult, se pierd orele de istorie. Pe o singură variantă, varianta a 3, există 2 ore de istorie la clasa a 5-a, în rest, la toate clasele, pe celelalte 2 variante care sunt în dezbatere, există o singură oră de istorie, lucru care... La clasele 5-7. La clasele 5-8. 5-7. La 8-a rămâne cu 2 ore. Ne dezavantajează pentru că, așa cum știm, până acum au fost 2 ore, a fost posibilitatea și celei de-a 2-a ore la istorie și consider că este necesar, mai ales la clasele mici, existența a 2 ore de istorie, dar nu numai la clasele mici. Eu consider că, acum nu vorbesc numai ca un profesor de istorie, eu vorbesc ca un cetățean al României, un cetățean care trebuie să fie și patriot printre altele și care trebuie să-și cunoască foarte bine valorile naționale și care trebuie să-și cunoască foarte bine lucrurile importante care s-au petrecut, istoria națională care s-au petrecut pe teritoriul țării noastre, pentru că, cunoscând istoria, știm să ne ferim de lucrurile care... Pentru că istoria este repetibilă, așa cum știm. Știm să ne ferim de lucrurile rele care s-au întâmplat. Dar cum... La cei mai mulți nu le place istoria sau poate citesc superficial, nu au nici cum să se ferească. Inclusiv cei care se erijează în conducătorii noștri parlamentari sau mai știu ce, au foarte sau sumare cunoștințe de istorie,
Chiar dacă au cunoștințele, sunt superficiale, citesc în presă, iau informații care nu totdeauna sunt cele adevărate, sunt speculații și atunci istoria noastră este denaturată. Sunt de acord și cu o istorie integrată în istoria Europei, dar dumneavoastră, așa cum știți, pentru că noi am mai avut astfel de dezbateri între noi, profesorii de istorie, fiecare țară din Uniunea Europeană trage pentru numărul de ore de istorie, ca numărul de ore de istorie să fie 2 sau mai multe, și așa cum știm, noi am făcut aceste analize în cercurile noastre ale profesorilor de istorie. Sunt chiar țări cu 4 ore, pe săptămână de istorie, pentru că pun preț, încă o dată repet, pun preț pe valorile naționale, pe identitatea națională. Uniunea Europeană, sunt de acord, este un lucru care este minunat, dar așa cum necesar. Știm, este necesar, dar poate, așa cum am învățat din istorie, dar poate la un moment dat Uniunea Europeană poate avea probleme și atunci cu ce rămânem? Este foarte important să ne păstrăm în primul rând ceea ce ne caracterizează pe noi ca nație, ca popor. Și lucrurile acestea nu le putem învăța decât din cartea de istorie și de la profesorul de istorie. Și pentru a le învăța bine și pentru a putea să le înțeleagă cum trebuie un copil care vine în clasa 5-a, consider că este necesar 2 ore. Știți foarte bine că la liceu avem câte o oră. Alergăm prin materie. Numai la clasa 12 sunt 2 ore sau 3 acolo unde există profilul filologie sau socio-umane. Și acest lucru ne determină să alergăm prin materie. Nu este normal. Eu aș putea să stau să le povestesc. Istoria este o poveste, o poveste frumoasă. Altfel cea mai devine frumoasă poveste, așa cum spune Adrian Cioroian. Da, colegul și prietenul meu, Cioroianu, spune într-adevăr că este cea mai frumoasă și este cu adevărat o poveste, dar să ai timp să spui povestea așa cum trebuie, să ai timp ca acei care sunt în fața ta să înțeleagă povestea și să fie captați de ceea ce le spui. Ori dacă noi avem o oră pe săptămână, trebuie și materia este, programa este încărcată. Manualele sunt deficitare, alergăm prin materie și apare revolta elevilor, apare tendința aceasta de a refuza să mai citească. E mult, ne spuneți prea multe date sau e normal să le spun anumite date, să le spunem anumite date, e normal să știe evenimentele, să înțeleagă cauzele, dar li se pare mult pentru că la o oră pe săptămână este pentru ei foarte greu să asimileze atâta materie cât ar trebui să le facem noi. Numai noi pe vremuri, când eram elevi, aveam 2 ore de istorie și dădeam teză la liceu tehnologic. Am terminat un liceu... Asta era ponderea istoriei. Exact. Da. Am terminat un liceu tehnologic, domeniu mecanic și paradoxal m-am făcut profesor de istorie. Dar am participat la conduceți un liceu tehnologic. Da, dar am participat odată la olimpiadele de istorie, la sesiunile de comunicare ale elevilor pe istorie. Și atunci dădeam teză și în clasa 9, și în clasa 10, și în clasa 11 la istorie. Iar între 11-a nu dădeam teză, dar aveam o istorie integrată și probleme fundamentale de istorie universală. Adică nu intram în foarte multe amănunte, dar știam atât cât trebuie, cum de altfel se întâmplă și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Trebuie să știi despre Franța atât cât este necesar. Valorile democrației, noțiunea de cetățean care apare în Franța și pe care apoi o preluăm și noi și idee pe care o prea toată Europa, de altfel, la Revoluția franceză sau alte lucruri de genul acesta. Lucruri importante, de altfel, dar nu amănunte pentru că nici pe ei nu interesează amănunte despre istoria noastră națională. Așa consider eu, așa văd eu lucrurile. Mi s-ar părea normal să știm lucrurile importante despre istoria europeană și valorile democrației europene și lucrurile amănunte despre istoria națională. Aș vrea să discutăm apropo de situația, că am început de la situația istoriei în noile planuri cadru la gimnaziu. Deci, practic, n-avem decât într-o singură variantă ceva mai favorabil, deci cu varianta 3, cu clasa 5-a, cu doar două ore la atât, 5-a. Da.
Față de acum, pentru că am avut chiar discuția aceasta, pe dar foarte multe școli și acum un profesor de istorie face câte o singură oră la clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a. Da, dar în planul cadru era una, două ore. Sunt alte școli care au două ore pe încadrare. Depinde și cum se face la nivel de școală între istorie și geografie și aici venim cu o discuție. Cred că istoria a început să piardă teren după 1990 și din cauza introducerii unei discipline care acum este opțională, vorba de religie, și care a luat de la aria om-societate o oră pe săptămână, care contează foarte mult în această economie. Dar, întorcându-mă la planurile cadru, aș vrea să discutăm de la o situație. Știm cu toții, prin legea 1 din 2011, știm... liderii politici din vremea aceea, ministru din vremea aceea, spuneau că vom veni, se caută în următorii ani, să venim cu învățământul primar maxim 20 de ore toate clasele, învățământul gimnazial la 25 de ore toate clasele, cam, pardon, și învățământul liceal să vină la 30. Da. Dacă ne uităm pe această pe aceste variante, ele nu numai că nu reduc orele, cresc. Deci, într-adevăr, practic, avem, cred că una din variante are 31 de ore, mai mult decât în prezent. Da, într-adevăr, sunt 24 este trunchiul comun și încă două opționale pe clasa 5-a, de exemplu, unele din variante. Da, și 31 la clasa 8-a. Și 31 la clasa 8-a pe ultima variantă, tot așa. Deci 24. Sunt trecute, într-adevăr, foarte, la fiecare arie curriculară, opționale. Există un opțional. Acum, problema este care dintre discipline să prindă acest opțional, că până la urmă și româna este afectată, din ceea ce am văzut eu, mai mult româna și istoria. Paradoxal, tot ceea ce ține de identitatea națională. Încă o dată repet, am o problemă eu cu valorile acestea naționale. Dar cred că este se vede o radiografie corectă și începem să ne întrebăm dacă nu este o problemă de acest gen, pentru că, iată, până la urmă și latina, limba latină, ține de identitatea românească națională. Și aceasta dispare pe toate variantele de... Pe toate variantele, da. Bine, probabil au considerat că este o limbă moartă, că nu mai are relevanța de altă dată, dar la română, în condițiile în care știți foarte bine că începe să crească numărul celor care citesc foarte corect, dat fiind faptul și pentru că se uită mai mult pe calculator și lucrează mai mult pe calculator și citesc mai puțin, citesc incorrect, scriu cu greșeli gramaticale. În aceste condiții noi diminuăm numărul de ore de română. Eu mă bat acum și pentru colegii de română, după cum... Pentru că am făcut o analiză, într-adevăr, la aceste planuri cadru și va afecta foarte mulți profesori de istorie, în primul rând pe cei de istorie. Există o șansă cu aceste discipline socio-umane. Este vorba de educație pentru democrație, toate acele ore care se pretează a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a. Da, dar acelea care, teoretic, intră pe locul disciplinei cultura civică de până acum, unele dintre ele necesită cunoștințe economice sau că există o educație economică. Există la clasa 8-a educație economică. Da, care pot, la un moment dat, să unii dintre colegii de cancelarie care au alte specialități și dacă poate întreține să revendice și aceste ore. Aici cred că e o problemă de cine le predă. Va fi o problemă cine le predă. Acum, noi știm foarte bine ca profesori de istorie că atunci când facem o lecție, facem și pe domeniul economic și noi știm cel mai bine formele de proprietate și noi cunoaștem foarte bine și evoluția economiei de la începuturi și până în zilele noastre. Prin urmare, noțiunile fundamentale sau termenii de bază pe care trebuie să-i stăpânească un elev de clasa 8-a, cu siguranță un profesor de istorie poate să predea ușor această disciplină. Acum, așa cum am spus, depinde și în planurile de învățământ și în ceea ce ne trimite ministerul, acel nomenclator și e vorba de ordine, că dacă strece, să zicem, profesor de istorie că poate preda, dar întâi apare dreptul, aseu, nu știu ce și nu știu cum, care au aceste discipline cu această specialitate, s-ar putea ca până ajunge la istorie să mai fie în școli mari, sau în licee, în licee pe discipline celălalt, să aibă aceeași problemă, să nu mai ajungă la profesorul de istorie pentru că sunt alții care pot preda. Aici cred că poate fi o problemă. Din perspectiva limbii române,
Într-adevăr, la clasa 5-a sunt 5 ore, s-a moștenit așa, dar la 5-a se pun bazele, practic, elevului, cum e și, apropo, că vorbeam de situația istorică cu 2 ore la clasa 5-a, se pun baze noțiunilor. Da, da, se formează noțiunile. E nevoie de acest, mai ales în condițiile în care ieșim din ce în ce mai prost, cum spuneam, la acele evaluări pe limba română și iată și rezultate la examenele naționale. Știm cât de mulți elevi nu trec evaluarea națională la română, dacă nu trec la bacalaureat, pe aceeași problemă. Că dacă pleacă cu problemele din gimnaziu, la limba română, cu siguranță nu le vor rezolva toate până la... Mai ales dacă vine un elev care de-abia știe să scrie și să citească. Evident că există probleme pentru cei care predau la liceu. Există problema să învățăm să scrie, să citească. Adică sunt și astfel de cazuri, pentru că la școlile profesionale, dar mă bucur că există totuși aceste școli profesionale și eu am clase de profesională, ne putem confrunta și ne confruntăm cu astfel de cazuri, dar să știți că sunt înțelegători și există un aspect și un aspect pozitiv, și anume faptul că acești copii care sunt la școala profesională au gradul de absenteism cel mai scăzut. Ei sunt motivați de banii aceia, de cei 2 milioane pe care statul îi dă și vin la școală. Ca atare putem recupera cât de cât, adică să învățăm să scrie, să citească corect, că până la urmă acolo ar trebui să fie cei care termină școala profesională. Bun, am așteptat cu toții o reformă substanțială la nivelul planului cadru. Se cere acest lucru, se cer alte manuale, se cer alte noțiuni. E o generație care nu mai vrea atât de multă informație la nicio disciplină. Nu e vorba doar de istorie sau sau de o altă materie. În aceste condiții, aceste planuri cadru răspund acestei cerințe de reformă sau, de fapt, e aceeași mărie cu altă pălărie. Cam așa pare, din punctul meu de vedere, cam așa pare, pentru că, așa cum a sesizat și dumneavoastră, numărul orelor pentru copii crește în loc să scadă sau să rămână cel puțin la 25-24 de ore. Programul lor li se încarcă, în niciun caz nu este un aspect pozitiv. Ar trebui mai degrabă să se gândească la aceste, atunci când se elaborează aceste planuri, să gândească la ceea ce dorim noi să facem cu acești copii. Până la urmă, ce ne dorim să facem cu ei? Ce trebuie să știe, să cunoască? Care sunt obiectivele noastre cele mai importante? Sunt 10 obiective pe care ni le propunem pentru elevii care parcurg ciclul gimnazial, da, clasa 5-a până în clasa 8-a. Ca atare, noi trebuie să vedem, să aibă cunoștințe despre 10 obiective, ne le-am propus și încercăm să păstrăm aceste obiective, astfel încât planurile cadru să răspundă acestor obiective. Și așa cum am început, trebuie neapărat să avem aceste planuri, să avem în vedere în aceste planuri cadru numărul orelor de istorie, de română, adică cele care sunt într-adevăr ale noastre, ale românilor. Este adevărat că și știința a evoluat, trebuie să avem cunoștințe despre fizică, mai avem matematică, chimie, foarte adevărat. Știți foarte bine că evoluția acestor științe este fulminantă și avem și copii olimpici foarte bine pregătiți, dar pentru cei de nivel mediu este foarte bine să existe cunoștințe de nivel mediu. Or, aici cred că încep să fie marile probleme. E clar că aceste planuri cadru au fost discutate în școli, s-au făcut propuneri, vedem câte dintre ele vor fi luate în seamă de către autorități și vedem noua variantă, pentru că pe 7 februarie ar trebui să existe o variantă reunită, o sinteză a celor trei, care să fie din nou în dezbatere publică. Practic mai este o șansă, pentru că ministerul spune, domnule, până în toamnă noi trebuie să le avem definitivate, ca după ele să se facă programele școlare, manualele. Iar în 2017 să le avem gata, vigoare, și manuale. Da. Acum e o altă problemă și cred că e o nebuloasă, mărturisesc că am citit cu mare atenție, mai ales că m-a băgat puțin în ceață. Ele normal se aplică cu anul școlar 2017-2018. Da. Domnul ministru spunea recent într-un interviu în post de televiziune că se aplică cu actuala clasa 5-a.
cred că e o greșeală. Sigur, că altfel n-ajungem la 2017. Da, pe aici, 2018. Aici e problema. Cred că se aplică cu, dânsul a vrut să spună că se aplică cu clasa a 5-a de atunci. Deci din 2017-2018. Care sunt este. De fapt copiii care deja merg da. Pe, nou, pe noile planuri cadru la învățământul primar. Primar. Deci cred că așa, așa a vrut să se exprime. Sigur. Dar m-am uitat cu atenție la ce spunea domnia sa. Din hârtile, deci din hotărâre, așa reiese că ar fi, e vorba de clasa a 5-a de atunci. Și până ajunge, deci practic sunt 4 ani de aplicare până ajungem fapt, la nivelul clasei 8-a. Continuarea celor care, într-adevăr, da. Cum am spus, da. Vin din învățământul primar. Problema e... Acum, pentru că se vorbea că primul an de evaluare, de evaluare națională modificată să fie 2018, în varianta asta, practic ne ducem undeva după 2020. E o problemă, da. Da. Sau se vor, că să le aplici toate, adică 5-8, începând cu 2000, dintr-o dată toate, nu mai sunt legăturile. Nu este legătură, da. Acum, om vedea, avem de-a face cu un guvern tehnocrat care teoretic are până în noiembrie și de atunci vom avea o altă, vom avea o altă gândire, poate, sau poate o continuare a acesteia. Deci, cu siguranță se vor mai întâmpla schimbări, deci telespectatorii, telespectatorii care se uită la noi trebuie să știe că discutăm acest lucru, ce se pregătește pentru copiii dumneavoastră, dar trebuie să luați puțin relativ că unele lucruri nu vor rămâne așa pentru că se schimbă în funcție de viziunile care le au guvernanții care sunt la acel moment. Aș vrea să trecem la un alt subiect, drag pe undeva, dar în același timp cu tremurător, apropo de dascălii, codași și sistemului bugetar, și o să mă refer la o situație. În timpul crizei economice din 1922-33, săptămânalul de atunci, Gorjanu, publica un articol al unui dascăl renumit pe vremea respectivă, tot un pupăză, dar nu Rigore, ci e fratele, din câte am înțeles. Da. Dumitru Pupăză, și domnia sa remarca, spunea, îl făcea pe dascăl apostol și că totdeauna pentru toate sectoarele s-au găsit bani, numai pentru dascăle era criză în perioada aceea, era vorba de 1931, cred că ca situație lipsise. Când pentru, au fost curbele de sacrificiu pentru o perioadă de 5-6 luni, da. Cadrele didactice n-au primit salarii. Da. Vreau să spun, de acolo aș vrea să pornim, pentru că situația cadrelor didactice din punct de vedere al salariilor nu s-a schimbat prea mult și nu suntem răi acum în raportarea față de celelalte sectoare bugetare. De asta spunem codașul sistemului bugetar, pentru că și după măririle ultime și după, situația rămâne destul de dezavantajoasă pentru dascăl. Da, am văzut un 20.000 pentru un profesor debutant și un asistent, un profesor debutant, repet. 2.000 de lei. Deci 20 de milioane lei vechi. 20 de milioane lei vechi, mai greu cu banii așa. Da, așa. Dacă nici n-avem mulți, îi măsurăm așa mai... Încercăm să-i mărim. Încercăm să-i mărim, da. Și în același timp am văzut la un asistent 25-24, deci pe același palier. Adică și sănătatea aici este deasupra. Sunt de acord să fie, să aibă salarii mari, pentru că, într-adevăr, suntem cu viața în mâinile dumnealor și este normal să aibă salarii mari, sunt de acord. Dar întotdeauna se spune, toți guvernanții, și o să revin la ceea ce a spus dumneavoastră, să revenim la istorie. Toți guvernanții au spus că este prioritate națională învățământul și ne uităm cu groază că de fiecare dată vorbim, dar niciodată nu se întâmplă nimic și nu se face nimic în sensul aducerii la un nivel cât de cât echilibrat a acestor salarii din sistemul bugetar, pentru că noi rămânem într-adevăr codași. În ceea ce privește criza și revenim la marea criză economică din 29-33, în perioada respectivă
toți au avut salariile micșorate și toți au avut la un moment dat perioade de lipsuri de salarii, adică nu s-au dat salariile 2-3 luni, iar la noi, la învățământ, lucrurile erau și mai grave pentru că ne lăsau ultimii, adică erau ultimii. Da, în general, erau, majoritatea erau acei învățători de țară care primeau săracii și la 5-6 luni, 5-6 luni salariile, pentru că acolo, într-adevăr, situația era și mai dificilă. Se considera că o bucată de pământ era lotul școlic de două pogoane pe care puteau să-l cultive și din care să mai trăiască și să mai scoată oarece. Situația a fost, s-a perpetuat, să știți, în perioada crizei, după marea criză economică, atunci când începe o creștere economică considerabilă și anul de vârf al economiei românești 1938, situația se schimbase. Între perioada 34-38 lucrurile s-au schimbat. Pentru că au existat, într-adevăr, măririle de salarii. A existat în 1927 o lege, nu s-a pus în aplicare datorită crizei economice, o lege de aducere, de echilibrare a nivelului salariilor în sistemul bugetar. De curând am citit despre această lege, pentru că tot discutăm despre aceste legi. Și atât că lucrurile seamănă se puțin repetă. Și cu ce s-a întâmplat după 89. Acest lucru vă și spun. De asta v-am spus că istoria se repetă, nu suntem noi în măsură să învățăm întotdeauna din ceea ce ne învață istoria. S-a încercat o echilibrare și s-a pus în aplicare, într-adevăr, după 1934, atunci când s-a încheiat criza economică și, mă rog, consecințele crizei economice, pentru că vârful a fost în 31, cum ați remarcat și dumneavoastră. 34-38, salariile dascălilor erau destul de mari. Își permitea un profesor de liceu să-și facă concediu la Paris, să meargă de două ori în Franța chiar, să meargă în Austria. Deci aveau bani, aveau resurse. Un profesor de liceu, un învățător avea un salariu mai mic, într-adevăr, dar și acela își putea permite să meargă la București, să meargă la Budapesta, mai aproape, adică își putea face și el concediu la fel de bine. Nu mai vorbesc de profesorii universitari. Acolo, profesorii universitari, Nicolae Iorga putea să meargă oricând dorea la banii pe care îi avea, din salariu vorbesc, nu din alte venituri, în Franța sau oriunde dorea în Europa. Adică salariile erau destul de bune. Însă discrepanța între salariile din România și salariile din alte state ale lumii s-a menținut dintotdeauna, să știți. De curând am citit că în anul 1934 salariul mediu în Franța era de 10.557 lei. I-am tradus în lei. În lei. În leii noștri, da. De fapt, în franci era la ei. Da. Dar i-am tradus în lei. Și salariul nostru, 3.900. Diferența era de 2,7. De 2,7 ori mai mare salariul în Franța decât în România. Deci, discrepanțe au existat și atunci și există și astăzi. Pentru că și astăzi un profesor de la noi are salariu cu mult mai mic. Da, medie la francez este 2.700 de euro. Și la un... Și la noi undeva la 5... Nici 500 de euro de acolo. Un profesor debutant este... Da, un profesor debutant este la 200 și ceva de euro, nu? Adică, cam așa ceva, da. Undeva la 1000... Nici nu se poate compara. 1100 de lei. 1100 de lei, da. După măririle din ultimul an, pentru că au fost și mai... Și au fost la 9 milioane, 8 milioane și... Aș vrea să începem, să continuăm discuția chiar de la o situație. Înainte de fapt, discutată de noi când pregăteam această emisiune... Înainte de 1989, și au fost mai multe legi care s-au ocupat de salarizare, salariul unui cadru didactic din învățământul preuniversitar cu grade, dar de liceu, să spunem așa, era cu aproximativ 15% mai mic decât al unui procuror. Procuror, judecători erau salarizați cam la fel în sistemul comunist. Dacă luăm acum, prin comparație... Diferența e mult mai mare. Da, deci... Salariul unui profesor de liceu, de acum sunt la fel salariile, profesorul cu gradul 1, practic nu există o diferență între cel de liceu și cel de gimnaziu, de exemplu. Da, profesorul cu gradul 1. Este cam 25% din salariul unui judecător. Deci diferența este de 4 ori mai mică. Și acum, atenție, acum după măririle de 25% de anul trecut, pentru că diferența era și mai mare. Diferența a fost mi foarte se pare, mare. Mi se pare enormă, dar arată și altceva. Faptul că statul comunist
a dat mai mult, mai multă importanță învățământului decât statul democratic. Și aveam aici o situație, dacă am să o, am să o și găsesc, în care, de exemplu, au fost legile salarizării, a existat o lege în 1941, apropo de un decret lege din 41, în care cel mai mic salariu din educație, bine, la, erau alte sume atunci, 17.150 de lei, era cel mai mic salariu în educație, dar atenție, procurorul și judecătorul, de exemplu, avea 16.000, procurorul de tribunal. Deci, practic, era chiar mai, cel mai mic din învățământ era mai mare decât procurorul. Iar în perioada 74-89, prin legea 57 din 1974, deci un profesor cu studii superioare și grad didactic 1 avea 3.675 maxim, la suma asta ajungea, în timp ce un președinte de tribunal avea 4.530, iar procurorul maxim 4.315. De-aia vă spuneam, deci cam cu 15% era mai mic. Și responsabilitatea lor este destul de inexistentă, că nimeni nu se poate atinge, sunt inamovibili, și, da? Alte, și ca atare și alte există lucruri. Foarte multe alte lucruri. Adică discrepanțele într-adevăr sunt foarte mari. Asta demonstrează și evoluția societății. Nu este o societate, mie nu mi se pare o societate normală, o societate în care există aceste discrepanțe, inclusiv între medicul, doctorul care salvează vieți, da? Și judecător sau procuror. Și acolo există mari discrepanțe. Discuția era de ce am pornit de la aceste diferențe de salarizare? Pentru că acum, în ultimile zile, e o discuție foarte că să evaluăm profesorii. Bine, de regulă, cine spun ce spun aceste lucruri? Câțiva devin din ziariști sau care vin din sistemul privat. Nu cei prea care au... nu au fost niciodată evaluați. Da. Da, și atenție, sau au fost, dar nu într-un regim de acest gen, fără să știe că în sistemul de educație există un sistem de evaluare destul de bine pus la punct. Bun, acceptăm că e nevoie de niște criterii foarte transfer de performanță, dar trebuie să stabilim ce înseamnă asta, pentru că nu putem să evaluăm la fel un profesor... Colegiul. De la colegiu tehnic? De la un colegiu tehnic, da, uite să luăm o comparație. Da, care nu de la are un colegiu tehnic, olimpiadă. Da, nu, dacă are copii, deci ia de și nivel... copii cu doi, nu, ia copii cu doi la liceu sau cu exact, trei, că așa nivel... e legea. Ca nivel de pregătire, da. Un și nivel mult mai scăzut. Poate îl duce să ia bacalaureatul cu 6, să spunem, în cel mai bun caz, sau 7. Există ar și fi... chestii. Există cazuri, dar și alta să compar cu un director de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, un director, un profesor, care are copii aleși, sau în orice caz sunt copiii cei mai buni, se duc acolo, sau la Ecaterina Teodoroiu, sau la Spirul Haret. Se duc cu medii peste 8. Da. Și în condițiile acestea, unde e progresul? Adică trebuie să stabilim de la început o chestie de genul ăsta. Da, dar aceste criterii ar trebui, exact, aceste criterii ar trebui cumva dezbătute și cu sindicatele, că ei sunt cei care ne reprezintă. Sindicatele să ia pulsul cancelarilor, pentru că oamenii știu foarte bine care este situația. Fiecare școală își cunoaște și nu numai își cunoaște situația, cunoaște situația din învățământ, pentru că noi nu suntem izolați. Noi trăim într-un mediu foarte deschis. Suntem în permanență, într-o permanentă comunicare cu cetățenii, cu familiile. Noi între noi comunicăm foarte mult. Avem lunar întâlniri în ceea ce privește disciplinele, în ceea ce privește ședințele cu directorii, adică noi comunicăm foarte, foarte mult. Există această posibilitate și ca atare ar trebui puse în dezbatere publică aceste criterii. Mi s-a părut aberant un criteriu care spunea că este considerat un lucru foarte bun și se acordă punctaj pentru aceia care aduc fonduri extrabugetare la școală, profesorii care aduc fonduri. Păi până la urmă nici nu știi ce să faci, să faci educație, să faci consiliere, că noi facem și consiliere psihopedagogică, avem consilieri, dar știți foarte bine ce probleme. Unul la 800 de copii. Noi trebuie să facem ședințe cu părinții, noi stăm cu părinții zilnic, vin 2-3 părinți pe care trebuie să-i consiliem, pe care trebuie să discutăm și să le explicăm. Și profesorul respectiv trebuie să-și facă și orele. Nu numai să le facă, să le și pregătească, pentru că toată lumea zice, își făcut 6 ore și a plecat acasă. Nu este adevărat. Ai 6 ore, ai dat 2 lucrări într-o zi, ai
30 de lucrări de corectat, 50 de lucrări de corectat, te duci acasă și îți ia o oră jumătate, două. Depinde acum ce le dai la lucrare. Și cât au făcut și ei. Cât au făcut ei, cu siguranță. După aceea trebuie să stai să-ți pregătești pentru a doua zi cele 6 ore pe care le ai a doua zi. Trebuie să, dacă mai ai și alte lucruri de făcut, s-a terminat cu timpul. Adică, până la urmă, profesorul de unde? Unde? Cum să umble? Acum trebuie să vorbim de profesorii care își fac cu adevărat datoria. Ca în orice sistem și în învățământ sunt probleme. Adică sunt cadre didactice care au uitat de mult să facă aceste lucruri. Dar nu toate. Nu toate. Chiar și la un nivel inferior sau unde sunt profesori cu probleme, că mai sunt ordin de sănătate, ori că acum am ales să mergem cu ei la vârste foarte înaintate sau ceva de genul ăsta, tot își fac cât de cât își datoria. Fac datoria, da. Ori, în aceste condiții, a vorbi momentul de față de niște criterii, așa cum ar fi, să spunem, într-o firmă privată, că asta un criteriu de genul acesta cu aducerea de fonduri extrabugetare, pare din economia corporatistă, niciun exact. Caz de sistem bugetar. Și am mai avut discuția pe care o... Și de învățământ susținut de stat. Da. De aia este un învățământ susținut de stat. Avem o problemă. Finanțările sunt cum sunt și pentru că să faci un învățământ performant ai nevoie de la Xerox și hârtie permanentă, ca să vorbim la nivel, până la calculatoare și toate aceste lucruri, care nu prea sunt astea, că nu sunt dotări. Nu există mobilier. Mobilierul nu s-a mai schimbat de nu știu câți ani în școlile noastre. Adică și nici nu ai posibilitatea să faci investiții. Știți foarte bine că nu ni se permite să facem noi investiții. Da. Și depindem, bine, pe aici problema e că depindem de comunitățile locale și dacă, să spunem așa, în unele locuri primării mai mari, localități mai mari gen municipii și ăsta unde se investește, avem și primării în care primarul îi lua de la coada vacii că așa l-a ales comunitatea și are o ură efectiv pe învățământ de ce i-ar place acum. Sau mai are primarul respectiv și s-au tot văzut cazuri prin județul Gorj. Da, în care are niște rude de pus în funcții sau nu neapărat. Are soția de, se vede și ea profesoară la nu știu ce disciplină. Există cazuri de acest gen. Sau are nu știu ce rudă care nu a găsit un loc de muncă și îl vrea neapărat în învățământ, deși nu are pregătire pe domeniul ăsta. Aceasta este problema. Sunt foarte mulți dascăli cu vocație. Dascăle adevărați, care știu ce au de făcut, care își fac meseria, despre care vorbeam eu la început. Adică oamenii care sunt dedicați meseriei și care n-au întrebat niciodată, eu nu cred că dumneavoastră, eu vă spun că nici eu niciodată, n-am întrebat când am fost angajată care este salariul meu, ce și cum. Nu m-a interesat, am zis ăsta este, mi-a dat salariu, ne duceam la ghișeu, luam banii de la casierie. N-am întrebat niciodată, nici n-am avut aceste. Unii tineri au această problemă. Salariu, ce stai salariu? Este salariu pe care bine, în orice sistem muncești. La debut se intre cu salariu mai mic. Așa l-am spus și eu. Este un salariu și trebuie să munciți să ajungeți că până la urmă noi criterii parcurgem destule criterii din acestea de performanță, gradele didactice. Pregătirea gradelor didactice este un lucru deosebit. În fiecare știți foarte bine că pentru definitivat examenul este foarte dur, a crescut media la 8. Bine, am și o să rostesc numele unui jurnalist care e și oltean, care avea niște ieșiri în ultimile zile destul de ciudate. Moise Guran se numește el. De la Severin. Da, și care spunea, printre alte, apropo de evaluarea profesorilor, nu l-am auzit niciodată vorbind despre faptul că în toate sistemele, în celelalte, să zicem, fațete ale sistemului bugetar, concursurile sunt cum sunt. În timp ce, ca să intri în învățământ, dai examenul de titularizare, care... Este un examen pe bun. Eu n-am auzit până acum că a fost fraudat. S-a demonstrat nimic. Este un examen deosebit de greu. Am avut probleme la bacalaureat, am avut ăsta, mă refer în țară. Dar la titularizare n-am auzit să fi fost probleme până acum. Până și în sistemul medical, la rezidențiat au fost scandaluri cu ani în urmă. La învățământ n-au fost niciodată, ceea ce înseamnă că sunt pe bune. Deci se trece printr-un filtru. Nu mai vorbesc, exact ce aminteați mai devreme, gradele didactice. Deci se trece prin asemenea filtre. Acum e o problemă și mă întorc la ea.
Și asta ar fi, poate ni se dau și idei, cum să facem această evaluare a cadrelor didactice, pentru că ideea este să fie mai puțin în sistem sau ceva de genul ăsta. Cum o facem ca să accepte și celelalte sisteme? Categorii pentru că, sociale, pe, da. Pentru că am tot vorbit și tot facem din ce în ce mai multe hârtii. Profesorul da, se și pricep. Unul dintre criterii, îmi cer scuze, da. Unul dintre criteriile pe care iarăși le-am văzut și care iarăși m-a bulversat, se referea la numărul de comisii în care este participant cadru didactic. Adică dacă ești într-una, ai puțină performanță. Dacă ești în 40, ai mai multă performanță. Ori de-abia reușisem în ultimul timp să diminuăm aceste comisii care supraîncarcă până la urmă activitatea profesorilor, pentru că noi nu suntem plătiți și formați să facem hârtii. Noi suntem formați ca dascăli să facem educație. Și să, nu numai educație, să le facem copiilor, să le arătăm copiilor niște lucruri pe care trebuie să se bazeze ei în viață. Să le formăm cunoștințe, să le formăm atitudini. Până la urmă, acestea sunt lucrurile cele mai importante. Ori dacă acum ne întoarcem la comisiile, 40-50 de comisii, activitatea noastră este pur și simplu iarăși aruncată în aer, pentru că fiecare încearcă să facă parte din cât mai multe comisii, pentru că este evaluat ca atare. Da, mi-a atrasat atenția și am amintit de ziaristul respectiv, pentru că, apropo de evaluări, școlile și când vorbesc școlile, trec profesorii, că școala, nu poți evalua o școală fără cadre didactice, de fapt acolo e problema. Trec prin evaluări ARACIP, trec prin evaluări și prin controale ale inspectoratului școlar, ca să nu mai vorbesc, deci e relația cu părinții, e relația cu... și sunt examene naționale. Comunitatea locală. Comunitatea cu toate celelalte. Da. Deci există un sistem de evaluare. Dar acum cred că se cere, apropo de cei care vin ales din sistemul privat, cred că cer mai mult de la școală decât se poate din societatea românească. Dacă societatea e de o asemenea factură, nu prea poți să ceri la învățământ, adică învățământul să fie la secolul 22, iar societatea în secolul 21 nu se poate. Deci aici e toată chestia. Deci poate fi o diferență, poți să dai direcții, dar nu poți să fii mult mai bun decât societatea, pentru că cu membrii societății lucrezi. Deci ești cel care prelucrează și inclusiv dascălii vin din societatea românească. Societate, sigur că și, da. Și ei au nevoi, și ei au obligații, și ei au toate celelalte. Și uneori chiar mai mari avem nevoi. Pentru că, îmi cer scuze, revenim la aceste salarii. Un profesor, o profesoară, o doamnă profesoară, nu se poate duce la școală îmbrăcată oricum. Trebuie să aibă o ținută adecvată. În afară de ținuta morală, trebuie să aibă și o ținută vestimentară corectă. Și o ținută care să fie, să reprezinte model. Eu am în mintea mea întotdeauna ținutele foștilor mei profesori, fostelor mele doamne profesoare, de la generală și de la liceu, să știți. Și de la facultate nu mai spun. Avem câteva mesaje, am stârnit să spunem atenția mai multora. Cred că sunt și părinți care ne-au scris. Unul dintre ei spune așa: sunt de acord cu ce spuneți, dar să știți că sunt foarte mulți profesori slab pregătiți, care nu ne învață nimic, copiii, și aceștia cheltuie degeaba banii la aceste școli. Așa cum am spus, există și între noi astfel de oameni care, pentru că nu au unde, în ce sistem să intre, intră în sistemul acesta de învățământ. Sunt suplinitorii. Nu sunt oamenii care sunt titulari ai școlii. De cele mai multe ori ei sunt suplinitori, pentru că noi, titularii, să se titularizeze, nici nu prea mai vin, să știți. Din fericire, suntem un caz fericit, județul Gorj, dar să știți că există județe în țară unde numărul dascălilor a scăzut dramatic datorită tocmai a salariilor pe care le primesc. Și atunci își angajează suplinitorii care... nu sunt motivați. Știu că anul ăsta stau la anul, nu se știe dacă da, mai sunt. Nu se leagă de școală. Nu se respectiv. Leagă de școală, n-au niciun sentiment și n-au vocație până la urmă, că asta e cel mai important lucru. Spune cineva, domnilor, ce performanță să fie în grădinițele în Târgu Jiu cu 35 de preșcolari la o singură educatoare? Și asta e adevărat. Și eu aș face ca, adică sunt de acord ca numărul elevilor și în clasele de liceu. De ce să mi-l duci la 28-30? Lasă-l la 25, pentru că atunci lucrezi mai ușor, când ai mai puțini elevi, nu când ai mai mulți elevi. Dar până la urmă, legiuitorul, noi am făcut aceste propuneri când a fost în dezbatere legea învățământului, știți foarte bine.
Am făcut propuneri, dar nu le-a luat nimeni în seamă. Aici vorbeam eu, dacă rolul nostru, apropo de noile planuri cadru. Cineva spune și după mesaj îl suspectez că ar fi cadru didactic, spunea, e o temă curajoasă pe care ați ales să o discutați. Din nefericire, nimeni nu ne aude pe cei care lucrăm la catedră. Deci, exact așa este cum spuneam. Este un dascăl, da. Este un dascăl pentru... Asta, exact asta spuneam eu. Am fost gând la gând cu cel care a trimis mesajul. Adică noi vorbim... După cum, desigur, cunoașteți, există o dezbatere privind planurile acestea cadru și la nivelul asociațiilor profesionale la istorie. De exemplu, Societatea de Științe ale Istoriei se ocupă, are o preocupare intensă în acest sens. APIR Clio are de asemenea o preocupare intensă în acest sens. Adică fiecare dintre profesorii care fac parte din aceste societăți și-a spus părerea vis-a-vis de planurile acestea cadru, numai că și vis-a-vis de numărul orelor de istorie, dar este o problemă. Cine ne ascultă? Cineva ne zice așa, nu cred că trebuie să mai discutăm de condiția dascălului și nici de aceste evaluări de care vorbiți. Gândiți-vă că e temperatură foarte mică afară și în unele școli sunt probleme cu căldura și am spus totul. La mine la școală pot să garantez că este foarte cald, copiii o duc foarte bine și ei stau cu geamul deschis. Astăzi, de exemplu, pe coridoare erau cu geamurile deschise, am trecut pe la ei, zic, ce faceți voi, vedeți și afară, închide geamurile, adică stați puțin. Da, și în cămin am o temperatură corespunzătoare, adică copiii, există însă și școli care au probleme, pe la țară sunt convins. Suntem în ultimul minut de emisiune, ne propusează să discutăm mai mult și despre ce se întâmplă la Colegiul Tehnic Henri Coandă. Așa, pentru un minut, ce ne puteți spune de pe agenda? Ce de ați pe avut agenda, exact astăzi a fost o activitate extraordinară, este vorba de participarea Colegiului Tehnic și a Școlii Generale numărul 2 la un parteneriat, un proiect național cu Poliția Municipiului Târgu Jiu. Am fost aleși la nivel național să participăm pentru educarea tinerilor noștri elevi. Să știți că sunt colegii naționale foarte valoroase, Colegiul Național Sfântul Sava de la București, care sunt implicate în acest proiect și care are și un impact deosebit asupra copiilor, pentru că ei sunt într-adevăr atras, sunt curioși, discută, colaborează foarte bine cu reprezentanții poliției. Ar mai fi fost lucruri de discutat, cu siguranță le reluăm la o altă întâlnire la emisiunea Școala Gorjeană. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Mai și eu, cum drag. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, invitat Marcela Mrejeru, directorul Colegiului Tehnic Henri Coandă Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!